spre probele de seniori. Avem și o atletă din Etiopia de doar 17 ani, Tizita Bogale. Bun, start în proba de 1500 metri a fetelor. Recordul mondial deținut în una dintre atletele formidabile armade a lui Majun Ren. Chinezoica Xiu Zhongzia. 3 minute 50 de secunde și 46 de sutimi. Dintre atletele la start, astăzi doar două au alergat în cariera lor sub 4 minute. Este vorba de Lidia Cioețca și de Natalia Rodriguez. Două sportive din Canada, Sterling Verf și Elmore, sunt cei doi iepuri. Câte în larg alergă Cerono, mersi Cerono, campioana de la juniori, în încercarea de a-și găsi un loc cât mai bun de atac. Mimi Belete, locul întâi la Jocurile Asiatice de anul acesta. Sportiva din Brunei era și acolo, și ea acolo în față. Nuria Fernandez este practic prima în spatele celor doi iepuri. Nuria Fernandez, campioana europeană în titlu. Iată, vedeta Spaniei. Tizita Bogale, iată, din Etiopia, cea mai tânără sportivă din concurs, doar 17 ani este și ea acolo. Am văzut-o și pe Lidia Cioețca, bine plasată pentru sprintul final. Se pare că sportivele din Canada au alergat un pic prea repede. Una dintre ele renunță, este vorba de Stellingberg, rămâne Elmore renunță, rămâne Stellingberg. Natalia Rodriguez este și ea acolo. Nu mai văd pe Lidia Cioesca. Se intră în ultimul tur de pistă al acestei probe de 1500 de metri, renunță și celălalt iepure. Marea favorită a gazdelor, Nuria Fernandez, este cam data a doua în spatele. În spatele Ecaterinei Gorbunova din Rusia. Ar fi o mare surpriză, Gorbunova n-are performanțe deosebite la activ. Fernandez nu mai reușește să reziste, o sportivă de culoare a plecat tare acolo. În urmărirea Ecaterinei Gorbunova. Este vorba de Mersi Cerono. Hannah Hingland din Marea Britanie și ea acolo câștigă absolut surprinzător Gorbunova cu nou record al acestei probe. Cea mai bună performanță a carierei pentru Ecaterina Gorbunova, cu 6 secunde mai bine decât a alergat vreodată pe această distanță. Surpriză mare și dezamăgire pentru Spania în același timp.